În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iubiți credincioși, cred că este duminica la care Bunul Dumnezeu mi-a dat să vorbesc de cele mai multe ori. Tot timpul am crezut că am găsit sensul, dar acum pot să vă spun că măcar până acum, astăzi chiar sunt convins că l-am găsit. Am vorbit în fel și chip de când eram după la seminar. În 83, cred că, 84, am avut prima cuvântare așa mai pe scurt. Vă imaginați cum sunt eu de emotiv, cum eram acum 35 de ani. Am vorbit despre spectatorism. O idee de la părintele Slevoacă, Ștefan Slevoacă, adusă de peste ocean. Cum că acum ne uităm așa ca la un spectacol. Și-L vedem pe Hristos intrând și după o săptămână începem deja să gândim altfel. Am dat în stânga și în dreapta cum că poporul care se aduna acolo, pe care Părintele Arsenie frumos îl numea gloată și zicea: Tată, ferește-te de gloate. Am vorbit despre multe, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre puține. Și anume, tema centrală, m-am gândit să vă spun câte ceva despre cum îl primim pe Dumnezeu în sufletul nostru. Pentru că e vorba de intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Pur și simplu, cum îl primim. Am pornit acest demers al meu de la faptul că foarte multă lume, după părerea mea umilă, ori îl confundă pe Dumnezeu, ori este orbită de propriul interes atât de tare încât nu-L mai vede pe Dumnezeu. Și am pornit în mecanismele gândirii mele de la ceea ce știam mai demult, v-am spus și dumneavoastră, dar vă repet acum că îmi place foarte mult, despre cel care a venit să încheie o afacere, numai că n-a plecat când a trebuit de acasă. Cum zicea Părintele Arsenie, n-a ajuns târziu, a plecat târziu de acasă. Și când se ajungă în fața sediului firmei la care trebuia să semneze contractul de vreun milion de euro, așa se spune în povestire, acum nu știu dacă era la București, cred că dacă ar fi fost la București, nu se numea afacere de un milion de euro, se numea tun sau cel mai bine zis șpagă. Deci nu era în București, sigur. Dar după cum zice că n-avea loc în parcare, totuși mă gândesc că s-ar fi putut să fie în București. Și a spus: Doamne, dacă îmi faci acum un loc, dar repede, în parcare, să nu pierd afacerea, ai 10% din câștig. A făcut el o tură de pistă, așa cum mai facem și noi când ne uităm că n-au rămas în afară de locuri de handicapați niciunul, nici în fața sediului poliției, a făcut încă o tură și i-a zis: Doamne, dar nu mă crezi? Sigur, 10% sunt ai tăi. Cum a terminat de spus aceste cuvinte, a văzut că o mașină dădea cu spatele din parcare. Ieșea din parcare și a zis: Doamne, mulțumesc, nu mai e nevoie. E, cam așa îl primim noi pe Dumnezeu, să știți. Adică atunci când avem nevoie de ceva, promite lui Dumnezeu tot. Doamne, îți dăm 10, 20, 30, mă rog, numai să-mi dai. Unul chiar se târguia cu Dumnezeu și zicea: Doamne, am și eu nevoie de 100 de mii de euro. Uite, dacă nu crezi că îți dau 10% ție, poți să oprești de acum și îmi dăm restul. Această târguială m-a făcut pe mine să înțeleg, ca duhovnic, că noi avem o anumită atitudine vis-a-vis de primirea lui Dumnezeu. Îl primim pe Dumnezeu la noi numai atunci când avem vreun mic interes, când avem de rezolvat o anumită problemă. Dar atunci când Dumnezeu ne mai și încearcă, pentru că toate își au un rol pedagogic, să știți, și încercările, atunci începem să ne îndoim sau să spunem: ei, dar nu e chiar așa, dar Doamne, la un moment dat se duce unul la spital și îl îmbrățișează pe un bolnav, învățase el într-o carte și zicea: vai de mine, dar cât te iubește pe tine Dumnezeu,
că atunci când îți dă suferință, înseamnă că te iubește. Și săracul ăsta, aproape sufocat de îmbrățișarea celuilalt, i-a spus: nu te supăra, dar nu vrei să-L rogi pe Dumnezeu să mai iubească și pe alții? Adică trebuie să fim totuși foarte, foarte atenți cu ceea ce înseamnă presiunea aceasta pe care o punem pe ceilalți atunci când e vorba de ei și de ușurința cu care noi îl acceptăm chipul de pe Dumnezeu numai atunci când este îmbrăcat bine, când este cu intenții bune, când poate să ne ajute, când poate să facă un lucru sau altul. Nu-i așa? Este foarte delicat să poți să primești lângă tine pe cineva care nu seamănă cu ceilalți. De ce? Pentru că lumea este așa de bine instruită încât te va judeca după cei pe care îi îngădui pe lângă tine. I-am rugat pe cei pe care îi mai miluiesc, așa, acolo, pe acolo, nu e, Doamne ferește, vreun titlu de laudă. Dar i-am învățat să mă aștepte ori la mașină, ori să mă aștepte afară. De ce? Pentru că nu vreau să îi amestec cumva cu ceilalți ca să creadă unii sau ceilalți că lucrurile sunt amestecate. Nu, lucrurile sunt de-a stânga sau de-a dreapta. Unii au nevoie să primească, alții vin ca să dea. Problema este următoarea. Când vine Dumnezeu la noi? Dumnezeu, să știți că vine la noi și când îl chemăm și când nu îl chemăm. Odată îmi aduc aminte că m-a întrebat cineva când știe că un lucru pe care l-a făcut sau are de gând să-l facă este bun. Și zic cu siguranță că atunci când te încurcă Hristos e un lucru bun. Atunci când zici, aș face o pasta, dar știi, Hristos nu prea ne-a învățat așa. Atunci, între ghilimele, înseamnă că te încurcă. Dar dacă tu mergi mai departe și îți argumentezi pentru tine de ce faci lucrul acesta, îți dai seama că, de fapt, Hristos nu te încurcă. Iubiți credincioși, a venit în Ierusalim Mântuitorul încălecat pe un mânz al unei asine. Să vă spun o poveste foarte interesantă. În Evanghelia după Marcu ne spune și toată tărășenia cum a trimis Mântuitorul la cineva în cetate să găsească un mânz al asinei. Se spune că odată s-a dus cineva la duhovnic și i-a spus: părinte, eu vreau să mă spovedesc, dar repede și înaintea ăsta de așteaptă la coadă, pentru că are Dumnezeu nevoie de mine. Și atunci părintele a făcut o metanie mare, adâncă, și a spus: să știi că este al doilea caz. Mai e unul scris în Biblie, la Evanghelia după Matei, despre cineva de care a avut Dumnezeu nevoie. Era vorba de un măgar. Pentru că așa zice: duceți-vă în cetate și găsiți pe cutare. Atunci când au zis de cutare, adică Mântuitorul chiar a zis pe cine, și vedeți că are o asină și un mânz, aduceți mânzul și spuneți stăpânului că îi trebuie Domnului. Vreți să fim și noi al doilea caz despre care să se spună că îi trebuie Domnului? Părerea aceasta a noastră despre sine, să știți că este foarte păguboasă. Asta îl alungă pe Dumnezeu. Altă dată se spune că măgărușul acela, asinul acela, care a intrat în cetate, toată săptămâna s-a dus la mama lui și a zis: mamă, mamă, încă n-am uitat câtă lume, câtă lume m-a ovaționat când am intrat în Ierusalim. Era Iisus lângă mine, adică deasupra mea, și așa lumea era bucuroasă și își aruncau hainele. L-a lăsat maică-sa în prima zi. Cam prima zi, pe un copil entuziast, nu poți să zici, vine de la grădiniță și mamă, mamă, să vezi ce scofâlcitură am făcut eu aici. Deci să o apreciezi.
A doua zi, a treia zi la fel. Bă, a patra zi deja s-a apropiat de Joia Mare, de Vinerea Mare și el tot, mamă, extraordinar. Ce, măi, mamă, uite care e problema. Am și eu ceva. Vrei să facem un experiment? Ieși puțin de încetate și intră după aia tu pe poarta aia pe care ai intrat duminică. S-a dus măgărușul și a venit așa cam cu urechile lăsate. Și ce, mă, ce s-a întâmplat? Aia ce, au aruncat câțiva cu pietre, vreo doi m-au luat la șuturi. Ce, dar ce, de ce m-ai făcut să fac experiența asta? Păi ca să-ți dai seama că fără Dumnezeu rămâi un măgar. Ei, iubiți credincioși, părerea noastră despre sine este foarte importantă. Noi acum plecăm de la biserică spre casele unde ne așteaptă grătare, una alta, și noi spunem, știți, noi am fost la biserică. Noi nu avem voie să scuipăm oase, că ne-am împărtășit. Măi copii, dar Dumnezeu vine așa numai, cea părintele se zice, toată parcă Hristos rămâne numai pe buze și gata, nu mai pupă niciunul, nu mai... Haideți să fim puțin cu capul pe umeri. Să nu rămânem fără Dumnezeu, ca să nu spun cum. Trebuie să înțelegem următorul lucru. Dacă vrem ca Hristos să fie tot timpul în noi, că tot astăzi a venit la noi, a spus că Hristos vine chiar dacă îl chemăm, chiar dacă nu îl chemăm, oricum este în mijlocul nostru, atunci haideți să îl păstrăm mai mult. Să-l ținem mai mult timp. În ce sens? Să păstrăm această atmosferă. Cunosc foarte multe cuvântări și probabil că o să auziți și dumneavoastră chiar și în ziua de astăzi, unde se umbrește bucuria praznicului de astăzi, că vezi, Doamne, de mâine poporul o să strige răstignește. Bă, copii, dar azi este azi. Astăzi sunt florile. Dacă vă uitați afară, așa cum zicea poetul, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Apropo de această frumoasă zicere, să știți că ea se folosește numai atunci când e soare. Știți vorba aceea frumoasă că atunci când plouă înseamnă belșug? Știți când se folosește? Când plouă la nuntă. Toată lumea zice, când nu mai plouă, gata, când e soare nu mai ce nimic de soare. Dar când plouă, de ce? Ca să-l încurajez pe om, să-i dea acolo un sens, mă, dacă tot mă plouă, mă, o să mă plouă cu folos. E, și la noi, dacă tot a venit Hristos în cetatea noastră și ne arată, Doamne, ne arată că a venit și cu soare, haideți să vină cu folos. Adică să înțelegem că bucuria trebuie să fie trăită și nu se împarte în bucurie de dulce și bucurie de post. Adică știți, acum noi ne bucurăm că e duminică și de mâine încolo începe și ne smolim fețele, mamă, și mergem încet și ne uităm în stânga și în dreapta și judecăm pe ăla și pe ălalt că nu e ca noi, bă, capul jos, bă, că e post, băi, săptămâna patimilor, băi, stinge televizor, băi, dă vola, bă, băi, vezi de treabă că e... Copii, postul este de dulce. În sensul că dacă nu emanăm bucurie, înseamnă că nu postim. Dacă nu emanăm lumină, înseamnă că nu suntem conectați la ce este bun în post. Suntem conectați numai la a ne uita pe spatele etichetei, poate conține urme fine de coș de ouă. Băi, scoate femeie, scoate-l, văd în coș. Are emulgator care poate să fie de nuase, de... Scoate-l și pe ăla. Păi, de asta e postul? Ca să mă uit pe spatele etichetelor și să văd... Bă, dacă vrei să ții post, ține-l ca lumea cu cartofi, că nu poate să conțină nimic, în afară de amidon. Ține-l cu varză și gata. Dacă tot ești așa de... N-am nimic cu cei care... să uită pe toate etichetele. Poate au niște suferințe, poate nu se poate să mănânce anumit, e treaba lor. Dar asta nu se leagă de post. Postul trebuie să fie unul luminos, unul în care să vedem într-adevăr o perioadă deosebită. Săptămâna în care intrăm, să știți că eu când eram mic eram educat că trebuie să fie o săptămână în care să saluți pe toată lumea pe stradă, o săptămână în care să nu te cerți cu nimeni,
O săptămână în care să consideri că n-ai dreptate niciodată și sub nicio formă și o săptămână în care să zâmbești. Pe mine așa m-au învățat bunici, așa m-au învățat părinții. Asta e postul. Dacă știți cumva o altă rețetă, vă rog frumos să mă ocoliți pe mine, măcar ca duhovnic, că nu sunt pentru acea categorie. Mi-a cerut cineva un canon și am zis să întrerupă postul vreo două zile. A, așa ceva nu se poate. Păi dacă vrei să faci ascultare, să știți că ascultarea nu este numai așa să faci ceea ce crezi tu. E ca cel care întreabă, zice, unde e Bucureștiul? Tot înainte? Și nu e, e în spate. Nu, eu vreau o rețetă care să fie, să ajung acolo pe direcția pe care merg, nu mă mai întorc. Iubiți credincioși, a-L primi pe Hristos și a-L păstra pe Hristos în mijlocul nostru, în casa noastră și în sufletul nostru, este nu numai tema de astăzi, este tema vieții noastre. Pentru că, vedeți, praznicul, inclusiv cel al floriilor, al intrării în Ierusalimul Mântuitorului, a venit pentru toată lumea. O să vedeți cum se înghesuie la grătare cei care au mâncat sarmale până ieri și o să vă dea la o parte, stați așa că azi se mănâncă pește. Păi, bănene, dar puteai să mănânci și ieri și alaltă, dacă... Nu, dar azi e bine să mâncăm pește, părinte, azi e bine. Da, bă, azi e bine, ce să mai zic, dar cu așa ceva nu te joci. Vă să zic că vreau să vă pregătesc ca ieșind din biserică, cine vă vede să-și dea seama că țineți post după lumina pe care o aveți în ochi. Să-și dea seama că v-ați întâlnit cu Hristos și L-ați primit în sufletele voastre, nu numai că aveți o ramură de salcie sau o floare, ci să-și dea seama că v-ați dat la o parte și i-ați dat dreptul Lui să treacă, deși nu L-aveți. Că v-ați dat într-o parte și nu mai țineți la dreptatea la care probabil că El se aștepta să țineți. Asta înseamnă să se vadă că ținem post și de fapt asta înseamnă că L-am primit pe Hristos în mijlocul nostru și Îl păstrăm pe Hristos și pentru săptămâna în care intrăm, o săptămână în care o să ne îngropăm, cum zice Evanghelia, odată cu Hristos și o să înviem odată cu Hristos. Fraților, de astăzi, într-o săptămână, este Paștele. Dacă nu știm să ne bucurăm astăzi, cum o vom face peste o săptămână? Credeți că avem două butoane? Ăsta e de post, celălalt e de dulce? Nu, trebuie să exersăm bucuria și lumina de pe acum. Lumina nu este numai a învierii, este lumina vieții noastre. Și dacă vrem să păstrăm această lumină, cu siguranță că L-am păstrat pe Hristos în sufletul nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.